Fapte, capitolul 2, am să vă rog să deschideți cu mine, să puteți urmări. În mod deosebit ne vom uita la această porțiune de la versetul 41 la versetul 47, unde vedem cumva nașterea bisericii. Este bine atunci când simțim cumva povoara slujirii, când simțim cumva oboseala căldurii verii, când sezonul de concedii afectează inclusiv biserica, când ne uităm în jurul nostru și mă gândeam în timpul de cântare, de rugăciune, că ziceam la început că suntem puțini pentru că foarte mulți sunt plecați în concedii, dar nu știu dacă realizați, suntem cu mult mai mulți decât eram la prima întâlnire a bisericii. Și acum suntem cu mult mai mulți. Cumva standardul după care noi măsurăm lucrurile, la un moment dat te acomodezi cu anumite realități, te uiți în jurul tău duminică de duminică, te obișnuiești ca să fie anumiți frați, un anumit număr și la un moment dat există momente în care în providența lui Dumnezeu își ia jumătate din biserică concedii odată sau alți frați nu vin pentru diferite motive și realizez că stai un pic, lucrurile nu trebuie să fie așa întotdeauna și este o mare binecuvântare din partea lui Dumnezeu, fiecare suflet care este prezent aici în fiecare duminică, dar eu conștientizam și număram în gândul meu că eram mult mai puțin la prima întâlnire a bisericii și nu ni se păreau puțini atunci, nu știu dacă rețineți cei care erați atunci împreună cu noi, nu ni se păreau puțini. Dar este bine să ne reamintim, pentru că dacă ne uităm așa în jurul nostru pe piața aceasta a bisericilor, în această dimineață, dacă ați căuta după anumite criterii o biserică la care să mergeți, ați găsit multe variante unde ar avea mult mai mult să vă ofere decât ar putea să vă ofere această biserică. Ar fi multe biserici în care ar fi o prestanță muzicală mult mai puternică, unde ar fi o atmosferă mult mai deosebită, unde ar fi tot felul de lucruri mult mai deosebite dintr-un punct de vedere și am putea fi tentat să spunem, păi, de ce nu am alege după acele criterii o biserică? Și în această dimineață am vrea să privim la acest text care vizează formarea primei biserici ca să vedem ce este de fapt o biserică, să ne amintim de fapt ce căutăm noi aici, de ce suntem aici și vom privi în mod deosebit de la versetul 41 la 47, dar ne vom uita și la tot contextul acestui text cu siguranță. Cei ce au primit cuvântul lui Petru, au fost botezați și în ziua aceea, la numărul ucenicilor, au fost adăugate cam 3.000 de suflete. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în părtășie, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică și prin apostol se făceau multe minuni și semne. Toți credincioșii erau la un loc și aveau toate de obște. Își vindeau proprietățile și averile, iar banii le împărțeau între ei, după cum aveau nevoie fiecare. În fiecare zi continuau să se întâlnească în același gând în templu, frângeau pâine acasă, la o parte, la masă, cu bucurie și simplitate în inimă, îl lăudau pe Dumnezeu și aveau parte de bunăvoință din partea întregului popor. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Amin. Această dimineață vreau, într-un timp relativ scurt, să ne uităm puțin, cum ziceam, la formarea primei biserici și să observăm câteva din elementele unei biserici adevărate, elementele necesare, câteva din caracteristicile unei biserici vii adevărate și, la sfârșit, să concluzionăm această dimineață cu câteva momente de rugăciune pentru biserica noastră și pentru bisericile lui Hristos din toată țara, Hristos să ridice adevărate biserici, biserici vii, biserici care sunt după cuvântul Lui și să binecuvinte bisericile acelea cu viață și cu belșug de har prin lucrarea Duhului Sfânt, prin cuvântul Său. Haideți să începem cu contextul în care ne aflăm, în Fapte, capitolul 2. Știm foarte bine, ucenicii sunt toți la oaltă, așteaptă
promisiunea Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus le poruncește să nu se depărteze de Ierusalim până când se împlinește această promisiune, până când vor primi putere ca să facă lucrarea la care sunt chemați. Și în această așteptare, la timpul desemnat de Dumnezeu, Duhul Sfânt se pogoară peste ucenici și avem acest eveniment istoric al cincizecimii, al Pentecostului. Și Scriptura ne spune în felul următor: deodată a venit din cer un sunet ca vâjietul unui vânt puternic și a umplut toată casa în care ședeau. Și s-au arătat niște limbi ca de foc, care s-au împrăștiat și s-au așezat câte una pe fiecare dintre ei. Toți au fost umpluți de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească. Ucenicii, în acest moment, când această pogorâre a Duhului Sfânt vine peste ei și ei sunt umpluți de plinătatea, de puterea Duhului Sfânt, ucenicii nu mai stau ascunși și ies în public. Și cuvântul ne spune că se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni evlavioși din fiecare neam de sub cer, când s-a auzit sunetul acela. Mulțimea s-a adunat și a rămas uimită, pentru că fiecare îi auzea vorbind în propria lui limbă. Toți se mirau și se minunau zicând: oare nu sunt galileeni toți aceștia care vorbesc? Cum de auzim fiecare dintre noi vorbind în propria noastră limbă, în care ne-am născut? Parți, meze, lamiți, locuitori din Mesopotamia, din Iudeia, din Capodocia, din Pont, din Asia, din Frigia, din Pamfilia, din Egipt, de prin părțile Libiei, dinspre Cirena, vizitatori din Roma, iudei și prozeliți, cretani și arabi, pe toți îi auzim vorbind în limbile noastre despre lucrările mărețe a lui Dumnezeu. Toți erau uimiți și nedumeriți și se întrebau unul pe altul: ce vrea să însemne aceasta? Alții însă își băteau joc și ziceau: sunt plin de must. Ce urmează după acest eveniment miraculos, în care Duhul Sfânt se pogoară, așa cum este promis, cum a fost profețit, în care ucenicii primesc acest curaj de a ieși în public? Țineți minte, ei erau în acel moment toți ascunși la oaltă, așteptând să vadă ce se va întâmpla, și acum ies în public și există această manifestare miraculoasă prin care ei vestesc lucrurile mărețe a lui Dumnezeu în limbi cunoscute. În limbi cunoscute. Absolut miraculos. Absolut extraordinar. Și tot se minunează. Este clar o lucrare miraculoasă a Duhului Sfânt. Ce urmează după această manifestare miraculoasă? Pe ei, normal, urmează o predică. Întotdeauna trebuie să urmeze o predică, da? Urmează o predică. Petru s-a sculat în picioare împreună cu cei 11 și a ridicat glasul și le-a vorbit astfel. Și Petru le explică oamenilor acestea ce s-a întâmplat, le explică celor care batjocoreau că, de fapt, nu este beție, nu este nimic impropriu, și este lucrarea Duhului Sfânt, este un semn miraculos profețit de Dumnezeu din încă Vechiul Testament, care aduce la împlinire. Să facem o distinție aici. Este o diferență între explicarea lui Petru acestui eveniment zicând: nu fiți batjocoritori, pentru că aici s-a îndeplinit Scriptura și oamenii aceștia lucrează printr-o manifestare a Duhului Sfânt, și ceea ce zice Apostolul Pavel, drept critică la celor care bolborosesc și se prefacă vorbesc în alte limbi, nu vor zice ei că sunteți nebuni? Explicația Apostolului Pavel este să justifice pe cei care batjocoresc, pe cei care falsifică lucrarea Duhului Sfânt. Acolo unde este într-adevăr o lucrare a Duhului Sfânt, acolo unde este într-adevăr o lucrare miraculoasă, este datoria noastră să mulțumim și să lăudăm pe Dumnezeu pentru ea. Și acolo unde este o falsitate, este responsabilitatea noastră să atragem atenția și să spunem că batjocorim prin acea falsitate lucrarea adevărată a lui Dumnezeu. Să nu confundăm cele două, cum se întâmplă astăzi, și spunem: păi, ei au vorbit în alte limbi, și Petru a explicat că este biblic ceea ce au făcut, ca atare dacă astăzi se vorbește în alte limbi în biserică, înseamnă că este biblic și ar trebui lăudat. Nu, Apostolul Petru astăzi s-a ridicat în biserică și ar spune: ce cu voi, sunteți beți?
Nu v-ar spune și lumea că sunteți nebuni dacă vă manifestați în felul acesta? De ce? Pentru că manifestarea de astăzi nu este manifestarea din fapte 2. În fapte 2, toți cei care ascultau, textul ne spune foarte, foarte clar, înțelegeau în limba lor. Astăzi, nici măcar nu se mai chinuie cei care au aceste manifestări să împlinească Scriptura care spune că dacă vorbești într-o limbă necunoscută, altcineva să traducă. Vă întreb, în câte slujbe? Și am fost în multe. Am fost și la stăruință și cei mai mulți care au fost în biserica noastră au vorbit în alte limbi și au avut manifestări de genul și... Vă întreb, în cele mai multe întâlniri de genul, nu este așa că cel care vorbește tălmăcește el singur? Nu spune Biblia că dacă iese cineva care are vorbit în altă limbi să tălmăcească altcineva? Nu spune. Citiți 1 Corinteni. Biblia spune foarte clar lucrul acesta. Pentru că scopul vorbirii în alte limbi, în Noul Testament, a fost un semn care să certifice lucrarea lui Dumnezeu, pe de o parte, și pe de altă parte a fost o manifestare miraculoasă prin care lucrurile mărețe să fie, a lui Dumnezeu să fie vestite. Și Apostolul Pavel explică foarte clar. Dacă cuvintele care le rostez nu sunt pe înțelesul celor din jurul meu, ce folos le sunt lor? Voi fi ca și ceva zângânetor, ca și o oală spartă, cam așa ar fi o traducere mai colorată. De aceea să avem grijă să nu ieșim din acest context, să nu luăm lucrurile care s-au întâmplat acolo, să le malformăm și apoi să spunem, asta se întâmplă și la noi. Nu, la noi, din păcate, nu se întâmplă, nu la noi. La noi nu se întâmplă așa ceva, pentru că Scriptura nu prescrie așa ceva. La noi, din păcate, de multe ori se folosește acest context istoric unic și să iau aceste evenimente, se practică ceva asemănător, dar de fapt nu prea, adică limbi necunoscute, și să spune că este ceea ce s-a întâmplat la cinzecime. La cinzecime s-a întâmplat un lucru miraculos și chiar cei care erau acolo, și mulți dintre ei probabil că nu s-au pocăit, au putut ca să vadă și să audă că este ceva miraculos, că este ceva extraordinar, că oamenii aceștia care nu au învățat aceste limbi, le vorbesc lucrurile mărețe a lui Dumnezeu în limba în care ei s-au născut. Urmează o predică, cum ziceam, Petru le explică ce s-a întâmplat, că este împlinirea profeției lui Dumnezeu, iar apoi, mai important decât aceasta, le mărturisește pe Hristos. Le spune în felul următor, bărbați izraeliți, ascultați cuvintele acestea pe Iisus din Nazaret, bărbat adeverit de Dumnezeu înaintea voastră prin faptele puternice, prin minunile și semnele pe care Dumnezeu le-a făcut prin el în mijlocul vostru. După cum voi înși vă știți, pe omul acesta dat pe mâna voastră, după planul hotărât și după preștiința lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege. Ați văzut cum se împletește acolo? Facem doar o paranteză pentru că am vorbit miercuri despre decretele lui Dumnezeu. Cum se împletește preștiința, predestinarea lui Dumnezeu asupra răstignirii Domnului Iisus Hristos și faptul că ei l-au răstignit. Faptul că ei au vrut lucrul acesta. Cele două nu se contrazic. Cele două merg mână în mână. A fost planul hotărât al lui Dumnezeu și în același timp ei l-au răstignit. Ei au strigat răstigniți-l. Ei l-au urât pe Domnul Iisus. Dumnezeu însă l-a înviat, dezlegându-l de durerile morții, pentru că nu era posibil să fie ținut de ea. Dumnezeu l-a înviat pe acest Iisus și noi toți suntem martori acestui fapt. Așadar, fiind înălțat la dreapta lui și primind de la Tată promisiunea Duhului Sfânt, el a turnat ceea ce vedeți și auziți. Să știe bine, deci, toată casa lui Israel, că Dumnezeu l-a făcut Domn și Hristos, adică Mesia, pe acest Iisus pe care voi l-ați răstignit. La această evanghelie propovăduită, la acest mesaj al lui Petru în care el explică că ceea ce s-a întâmplat certifică Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Este împlinirea promisiunii Domnului Iisus Hristos, norodul întreabă. Când au auzit aceste lucruri, i-au rămas străpunși în inimă și i-au întrebat pe Petru și pe ceilalți apostoli. Fraților, ce să facem? Iar Petru apoi, vedem că îi cheamă la pocăință și la credință în Domnul Iisus. Pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezați în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre și veți primi darul Duhului Sfânt.
căci promisiunea este pentru voi, pentru copiii voștri, pentru toți cei ce sunt departe, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Apropo, promisiunea este mântuirea. Promisiunea este prezența Duhului Sfânt în viața credinciosului. Promisiunea nu sunt manifestările miraculoase, cum de multe ori se folosește acest verset. Tot vor manifestările miraculoase. Vrem promisiunile. Mai puțin care vor promisiunea iertării, promisiunea păcii cu Dumnezeu, promisiunea prezenței Duhului Sfânt în viața lor. Puțin care vor, de exemplu, din același text, promisiunea de a-ți vinde averile și de a avea tot de obște cu frații tăi. De ce nu se stăruiește pentru aceasta? Mă întreb de multe ori. Dacă vrem ceea ce au avut primii apostoli. Prea puțin. Eu n-am fost vreodată într-o biserică unde s-aud stăruință: Doamne, dă-ne puterea să avem totul de obște, să vindem tot și oricine are vreo nevoie din mijlocul nostru să le dăm cu mână liberă. Dar promisiunea este mântuirea. Promisiunea este prezența Duhului Sfânt în viața celor care se pocăiesc și care cred. În acest moment mărturisim formarea, nașterea bisericii. Da? Suntem la un moment istoric, la un moment deosebit de important. Și ca tare este important pentru noi ca să înțelegem ce este o biserică. Cei ce au primit cuvântul, ne spune Faptele Apostolului 2, cei ce au primit cuvântul lui Petru, au fost botezați. Și în ziua aceea, la numărul ucenicilor, au fost adăugate cam 3.000 de suflete. Avem câteva elemente aici care trebuie identificate să răspundem la întrebarea ce este o biserică. Primul element care ne-l descrie cuvântul este acesta. Cei ce au primit cuvântul. Biserica este formată atunci când oameni primesc cuvântul. Ascultă Evanghelia predicată și o primesc, o acceptă, o cred. Își pun credința în Domnul Iisus Hristos, Cel care a fost jertfit pentru cei păcătoși. Își pun credința în Evanghelia vestită, în Evanghelia predicată. Adică cred în Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Din toate lucrurile miraculoase care se întâmplă în acest pasaj, cel mai mare este lucrarea Duhului Sfânt prin care oamenii primesc cuvântul lui Dumnezeu. Minunea credinței, minunea nașterii din nou este mai mare decât limbile ca de foc, decât vorbirea în alte limbi omenești care n-au fost învățate de acești oameni. De 1000 de ori mai mare este o minune. Infinit de mult mai mare este o minune a nașterii din nou lucrată de Duhul Sfânt decât orice manifestare miraculoasă. Să fie foarte clar. Dumnezeu astăzi, în România, în biserici de pretutindeni, vă pot garanta, învie oameni din morți. Aduce pe oameni la viață, aduce pe orb la lumină, pentru că aceasta este o lucrare care doar Dumnezeu o poate face. Care doar Duhul lui Dumnezeu o poate face. Este o mare tragedie în zilele noastre primirea celor ce nu au primit cuvântul în biserică. Este de fapt o contradicție, pentru că primul pas pentru formarea și pentru intrarea într-o biserică este aceasta. Predicarea, vestirea cuvântului și primirea cuvântului. De aceea dăm așa de multă importanță predicarea cuvântului. Pentru că credința vine prin auzirea cuvântului. Nu vine prin performanțe artistice, nu vine prin nimic altceva, nu vine nici măcar prin minuni. Ci doar prin Evanghelia vestită și prin credință în Evanghelia Domnului Iisus Hristos. De aceea este important ca cuvântul să fie central într-o biserică și ca cei care fac parte din acea biserică să-și pună nădejdea, credința în cuvântul lui Dumnezeu, în promisiunea lui Dumnezeu, în jertfa Domnului Iisus Hristos, revelată pe paginile Sfintei Scripturi. Iar aceștia nu doar că și-au pus încrederea în Domnul Iisus Hristos prin cuvântul vestit, dar ne spune textul nostru că au fost botezați. Primirea cuvântului produce această manifestare vizibilă a botezului. Dar ce este ea? Biblia ne spune că botezul este mărturia unui cuget curat. Este mărturia că am fost îngropați împreună cu el în moartea sa și că am fost înviați la o nouă viață împreună cu el. Asta simbolizează botezul. De aceea îl facem prin scufundare. Am fost îngropați
în mormântul morții Domnului nostru Iisus Hristos și am fost înviați în învierea Lui. Și asta vrem să simbolizăm public. Este mărturia că am fost spălați de toate păcatele noastre în sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Și cu apa care este cuvântul lui Dumnezeu. În sângele vărsat pentru noi. Asta vrem să transmitem că s-a întâmplat. Nu asta se întâmplă când ne botezăm. Nu suntem regenerați când ne botezăm. Nu suntem iertați când ne botezăm. De exemplu, cum ar predica Biserica Ortodoxă sau Biserica Catolică, care predică un botez care regenerează, care spală păcatele originare. Biserica Ortodoxă, de exemplu, crede că atunci când botez copilul, păcatul lui Adam este spălat. Noi nu credem că vreun păcat este spălat sau curățit atunci când omul intră în apa botezului. Pentru că Biblia spune că este mărturia unui cuget curat. Este mărturia că cugetul meu, că ființa noastră, că sufletul meu a fost deja curățit de jertfa Domnului Iisus Hristos și acum vreau ca să împărtășesc lucrul acesta cu toată lumea. Vreau să strig în gură mare. Eu am fost spălat în sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Asta este botezul. Dar nu este doar atât. Primirea botezului creștin este o mărturie a unei experiențe personale cu Hristos, dar este mai mult decât doar o experiență personală. Este o declarație publică, o separare față de lume și o alipire față de Biserica lui Hristos. Față de cei care sunt răscumpărați împreună de Hristos, față de cei care au aceeași credință. De aceea, textul nostru ne spune, au fost botezați și în ziua, adică ca și consecință, în ziua aceea, la numărul ucenicilor au fost adăugate 3.000 de suflete. Oamenii aceștia au intrat în părtășia celor care și-au fost pusă încrederea în Domnul Iisus Hristos. Botezul este o dedicație și o declarație publică prin care te separi de lume, prin care te separi de religia ta care ai avut-o și te alipești Bisericii Domnului Iisus Hristos. Botezul este, cum am mai spus, poarta intrării tale în Biserica Domnului Iisus Hristos. Poarta pe care pleci din lumea aceasta și intri în Biserica Domnului Iisus Hristos. Bun, acum întrebarea este, cuvântul s-a predicat, am avut o evangelizare, am avut un botez, avem acum o biserică, este aceasta biserica? Haideți să vă pun o întrebare. Dacă ucenicii și cei 3.000 de suflete care au primit cuvântul și au fost botezați, își dădeau doar friend pe Facebook și plecau acasă și nu mai se vedeau unii cu alții niciodată, erau ei o biserică? Nu. Dar de ce nu? Doar pentru că așa am pus întrebarea să fie clar că este nu? Nu. Nu pentru că textul nostru ne arată ce este o biserică, ce înseamnă o biserică. O biserică, în greacă eclesia, cuvântul înseamnă adunare. În limba română avem cuvântul biserică care vine de la basilica, care înseamnă în lumea antică locul unde lumea se strângea, se adunea la evenimente publice, cum ar fi dezbateri, cum ar fi diverse lucruri din viața publică și de aceea cuvântul basilica a ajuns să fie folosit pentru biserică, pentru adunare. Dar cuvântul limba greacă eclesia înseamnă exact asta, adunare. Adunarea credincioșilor, nimic mai mult, este cât se poate de simplu. Dar ce este de fapt această adunare, această biserică a Domnului Iisus Hristos? În primul rând, o biserică, o adunare, este o adunare a celor ce au primit cuvântul și au mărturisit pe Hristos în apa botezului la un loc împreună. Asta înseamnă să te aduni. Trebuie ca să te aduni undeva. Nu putem spune că noi suntem adunați pentru un scop și spune, dar unde sunt? Păi știi, unii sunt acolo, unii sunt dincolo, toți sunt pe tot. Păi cum sunteți adunați? Păi nu, așa în sufletul nostru, în Duhul nostru, noi suntem adunați. Păi nu, asta nu înseamnă. Adunare înseamnă că ne strângem la un loc, da? Deci biserica este o adunare a celor ce au primit cuvântul și au mărturisit pe Hristos în apa botezului la un loc, împreună. Toți credincioșii, versetul 44 ne spune, erau la un loc. Biserica Domnului Iisus Hristos, biserica locală a Domnului Iisus Hristos, este un fenomen geografic. Ea este o reprezentare în timp și spațiu, într-un anumit loc, a ceea ce Hristos a realizat.
Și anume, prin jertfa sa a strâns, a răscumpărat suflete din orice neam, din orice limbă de sub cer. Și aceasta se numește Biserica Universală, nevăzută a Domnului nostru Iisus Hristos. Ceea ce se petrece într-o biserică locală este o reprezentare în timp, în spațiu, un tablou a ceea ce a realizat Domnul nostru Iisus Hristos prin jertfa Lui. M-a răscumpărat pe mine, pe tine, pe tine, pe fiecare dintre noi. Și când ne strângem la oaltă, noi mărturisim, Hristos a răscumpărat oameni, toate neamurile, toate clasele sociale, din toate convingerile politice, din toate felurile și soiurile, și i-a răscumpărat prin aceeași jertfă și i-a strâns la oaltă în trupul său, i-a strâns la oaltă în biserica, în biserica sa. O altă întrebare. Dar dacă se întâlneau, de exemplu, doar o dată pe an, era biserică? Nu. De ce? Pentru că biserica este adunarea celor ce au primit cuvântul, au fost botezați și se adună într-un loc în mod regulat. Textul nostru ne spune în versetul 46, de exemplu, în fiecare zi continuau să se întâlnească în același gând. Luca ne spune că în activitatea lor spirituală, în întâlnirile lor de închinare, ei stăruiau în aceste lucruri. Nu poți stărui doar o dată în an. Nu poți stărui nici doar jumătate din an. A stărui înseamnă constant. Eu când am discuții câteodată și mai întrebam, cât pot lipsi de la biserică? Este, din start-o e cu stângul. De ce ai pune această întrebare? De ce ai vrea să lipsești de la biserică? De ce ai vrea ca să știi care e limita? Cât de mult pot să păcătuiesc și totuși să fiu considerat un copil al lui Dumnezeu? Deja ai o problemă cu inima dacă îți pui întrebarea așa. Dacă te pune întrebarea asta despre orice alt păcat. Frate păstor, cât aș putea să fur și totuși să fiu pocăit? Ceva nu face sens, da? Sunt două categorii. Un pocăit, un credincios, un urmaș al Domnului nostru Iisus Hristos, n-ar trebui ca să vrea să fure și să spună, cât aș putea eu să fur? Cât aș putea să curvesc? Cât aș putea să mint? Și totuși să fiu pocăit? Nu poți! Nu poți să vrei așa ceva și să zici că ești din Dumnezeu. Nu poți să-ți dorești așa ceva. Nu poți să-ți dorești ca să lipsești de la adunarea sfinților și să pretinzi că ești un sfânt. Întrebarea este un nonsens. Creștinul vrea ca să fie împreună cu sfinții răscumpărați de Hristos. Creștinul vrea ca să fie în biserică. Este locul lui, ca locul peștelui în apă. Peștele nu se întreabă, sau vă imaginați că peștele se întreabă, oare cât aș putea să stau pe mal fără să mor? Hai să încercăm. Te zburim pe tine pe mal și vedem. Te zbați acolo, da, te destul, hai înapoi în apă. Dar cam așa facem noi cu biserica. Oare cât aș putea, dacă lipsesc o duminică, două, trei, patru? Oare și-au dat seama, frații, că am lipsit deja? E absurd. Locul credinciosului este în biserică. Sfântul Augustin spunea la un moment dat că oricine l-are pe Dumnezeu ca tată, trebuie să aibă biserica ca mamă. Este locul în care copiii lui Dumnezeu sunt strânși și sunt strânși în mod regulat. Ei persistau, ei stăruiau în această disciplină de a se aduna la oaltă. Și în fiecare zi, ce zel, ce pasiune, în fiecare zi se întâlneau. Acum, cu siguranță că probabil nu se întâlneau în sensul acesta corporativ în fiecare zi, pentru că textul ne arată că aveau obicei să se întâlnească și să frângă pâinea, să mănânce împreună în casele lor. Dar se întâlneau. Se întâlneau. Credincioși între ei se întâlneau. Încercau, se căutau. Dacă stăteau la masă, ziceau, măi, de ce să stau singur la masă? Hai să văd dacă nu am niște frați cu care pot ca să stau la masă. Este bine să avem această dorință să fim cu alți frați. Gândul acesta satanic care ne cuprinde fiecare dintre noi, știi, am nevoie de timpul meu, de spațiul meu. Am nevoie să, ce să faci? Păi să mă relaxez. Cum te relaxezi tu? Păi să stau să mă uit la canal de. Așa te relaxezi tu. Serios. Eu mă relaxez, de exemplu, stând cu frați la părtășie, la discuții. Da? Asta mă relaxează pe mine. Eu nu mă stresez când vin frații. Frate, uite, vreau să stăm la o părtășie cu tine. Dar știi, am nevoie de timpul meu.
Nu, am nevoie de părtășia cu frații mei, am nevoie de timp împreună cu cei care au fost răscumpărați prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Și în mod regulat ne arată textul nostru că mergeau la templu și aveau închinarea aceasta corporativă. Da? Asta până când au fost dați afară din templu și au început să se întâlnească exact cum ne întâlnim noi, la un timp, la un loc stabilit, ca și o biserică. Bun. Deci, primirea cuvântului, botez, ne întâlnim de când în când și avem biserica. Da, atâta e tot ce trebuie. Așa este? Nu. O biserică nu este doar, nu doar că este formată prin predicarea cuvântului, dar este și centrată în predicarea cuvântului. O biserică este adunarea noastră la oaltă a celor botezați, a celor care îl mărturisesc, l-au mărturisit pe Hristos în apa botezului, în mod regulat, în jurul cuvântului lui Dumnezeu, în jurul Evangheliei. Versetul 42 ne spune, ei stăruiau în învățătura apostolilor. Frații mei, puteți avea și poate să fie o biserică fără muzică, o biserică fără lumini, o biserică fără spectacole, o biserică fără cafea. Mai nou, ăsta e trendul și în România. Pe schița, pe harta proiectului de biserică este cafeneaua bisericii. Dacă astăzi construiești o biserică și vrei să ai priză, biserică modernă, eu nu pot imagina, să mă ierte Domnul, nu pot imagina păstori duhovnicești într-o biserică, stând la o masă și zicând, fraților, trebuie să facem o cafenea. Musai să meargă la Starbucks, să nu vină la noi? Trebuie să facem o cafenea. Când ieși de la închinare, un latte macchiato, ceva. Nu-i nimic păcătos în cafea sau în cafenele în sine. Să fie foarte clar. Cred că sunteți convinși că nu cred că cafeneaua sau cafeaua este păcătoasă. Dar preocuparea aceasta, că biserica cumva ar avea ceva de a face cu cafenea sau cu orice altceva. Și nu cu cuvântul lui Dumnezeu în primul rând. Este așa de trist. Este așa de trist. Biserica este adunarea la oaltă a celor mântuiți, a celor care s-au pus în credere în Evanghelia Domnului Iisus Hristos, care l-au mărturisit în apa botezului, în jurul Evangheliei, în jurul cuvântului lui Dumnezeu. Poți avea o biserică fără muzică, fără lumini, fără cafea, fără mâncare, fără orice, dar nu poți avea o biserică fără Evanghelie. Nu poți avea o biserică fără învățătura apostolilor. Trendul istoric în ultimii 50 de ani, în America și în România, este că timpul de predicare devine din ce în ce mai scurt. În America, acum 50 de ani, de exemplu, o predică era de o oră. Acum, o predică de jumătate de oră într-o biserică americană se consideră lungă. E foarte obositor, fratele pastor, jumătate de oră, deja 20-15 minute în multe biserici. Uitați-vă în România. Din ce în ce mai mult, timpul de predicare se scurtează, timpul de muzică crește. De ce? Este un simptom al realității că pentru foarte multe așa zise biserici, cuvântul nu este ceea ce îi strânge la oaltă. Nu este ceea ce i-a adunat la oaltă. Nu este ceea ce este central în viața bisericii. Una dintre cele mai puternice lucruri pe care le poate face o biserică este să elucideze public ce anume cred ei prin învățătura apostolilor. Ce credem noi ca și biserică? Ce credem noi că învață cuvântul lui Dumnezeu? De aceea contează foarte mult mărturisirea de credință a unei biserici. Ce crede acea biserică despre Dumnezeu? Ce crede acea biserică despre Hristos? Ce crede acea biserică despre mântuire? De aceea contează deosebit de mult ceea ce se predică în acea biserică. Biserica este adunarea noastră în jurul cuvântului lui Dumnezeu. Prin cuvânt am fost chemați la Dumnezeu, prin cuvânt, în ascultare de El, în ascultare de cuvânt, am fost adăugați în biserică prin botez, iar prin cuvânt suntem păstrați în biserică, prin lucrarea cuvântului în viața noastră, acolo unde cuvântul, unde învățătura apostolilor nu este prezentă. Acolo unde cuvântul, unde învățătura apostolilor și Evanghelia nu este centrală, acolo nu este biserică. Acolo este un club social, sub denumire creștină,
Acolo este un club de oameni care au aceleași interese, care le plac același stil muzical. Biserica este adunarea celor răscumpărați prin Evanghelie, care l-au mărturisit pe Hristos în mod regulat, în jurul Evangheliei, în jurul cuvântului lui Dumnezeu. Câteodată aud întrebări de genul de la cunoscuți. Frate, la noi la biserică, în mod constant, se predică o Evanghelie falsă. Ar trebui oare să plec din acea biserică? Care este problema cu această întrebare? Problema este că premiza este falsă. Aceea nu este o biserică. Da! Ar trebui să pleci, dar nu să pleci din biserică, ci să pleci într-o biserică adevărată. Pentru că nu faci parte dintr-o biserică. Nu poți face parte dintr-o biserică unde Evanghelia Domnului Iisus Hristos nu este central. Nu poți face parte dintr-o biserică unde cuvântul lui Dumnezeu nu primează. Pentru că aceea nu este biserică. Trebuie să pleci de unde te afli și să-ți cauți o biserică cu adevărat. Și sunt oameni care se frământă, dar cum să împărăsesc eu biserica? Da, înțeleg că nu predică cuvântul lui Dumnezeu. Da, înțeleg că nu trăiesc cuvântul lui Dumnezeu. Dar cum să părăsesc eu biserica? Omule, n-ai ce părăsi. N-ai biserica. Aia nu-i biserică. Pleacă și caută o biserică a Domnului Iisus Hristos. Pleacă și găsește un loc unde sufletul tău să fie hrănit. Pleacă și găsește un loc unde toți se adună la oaltă în jurul cuvântului lui Dumnezeu. Nu în jurul unui orator carismatic. Nu în jurul unui program de divertisment, nu în jurul unor interese comune, ci în jurul Evangheliei Domnului nostru Iisus Hristos. Bun, deci, primirea cuvântului, botez, ne întâlnim în mod regulat în jurul Evangheliei, în jurul învățătura apostolilor și avem o biserică. Da, atât avem nevoie. Nu chiar. Hristos a lăsat, știm foarte bine, două rânduieli pentru bisericile Lui. Una prin care primim oameni în biserica Domnului Iisus Hristos, și anume botezul. De aceea luăm botezul ca și fiind ceva foarte, foarte serios. Foarte, foarte serios. Pentru că este, în primul rând, o poruncă a Domnului Iisus Hristos și toate poruncile Domnului Iisus Hristos trebuie să fie luate în serios. Și pentru că mărturisim în acel moment în care avem acel act al botezului, mărturisim împreună cu acea persoană, despre acea persoană care se botează, mărturisim că el sau ea are o mărturisire, adică crede Evanghelia și o mărturie, are o viață transformată, credibilă. În alte cuvinte, noi toți, când participăm ca și biserică la botezul cuiva, mărturisim despre acea persoană că este copilul lui Dumnezeu. Trebuie să luăm foarte în serios, pentru că prin această mărturisire îl adăugăm bisericii Domnului nostru Iisus Hristos. Foarte important lucrul acesta. Important pentru noi ca și biserică, când prin botez primim un membru. Important pentru împărăția lui Dumnezeu în general. Dacă mâine vine cineva aici și eu nu cunosc viața lui și dumneavoastră nu cunoașteți viața lui. Și frate, vreau să mă botez. Și noi îl botezăm. Și peste 3 săptămâni pleacă. Și pleacă la frații noștri în Oradea. Și zice, fraților, uite, am venit la voi la biserică, vreau să fiu membru. Și frate, uite, unde ai mers la biserică? Unde ai fost botezat? Păi, la frații din Zalău. Ok. Dacă toți frații din Zalău te consideră un frate în Domnul, consideră că crezi Evanghelia, că trăiești Evanghelia, bun venit, frate, în mijlocul nostru. Și uite, așa s-a strecurat lupul în biserică. Pe ce criteriu? Pe girul nostru, ca și biserică. Noi am zis despre Xulescu că este copilul lui Dumnezeu. Ce motiv ar avea o altă biserică să creadă altfel despre el? Dacă mărturia noastră ar trebui să fie credibilă. De aceea, fraților, pentru binele bisericii locale, a noastră și a tuturor bisericii locale, toate bisericile lui Hristos ar trebui să ia botezul foarte în serios. Și să fie foarte atenți să nu introducă în sânul bisericii decât pe acei oameni care mărturisesc cu adevărat Evanghelia, care cred cu adevărat Evanghelia și care au evidența unei vieți transformate de Evanghelie. Altfel introducem încet, încet cancer în sânul bisericii. Oameni care n-au nicio treabă cu Dumnezeu. Am putea să ne întrebăm, de exemplu, de ce ucenicii totuși au botezat în aceeași zi? Că dacă citim cu atenție, vedem că în aceeași zi oamenii aceștia au crezut în predicarea lui Petru și au fost adăugați prin botez bisericii. Trebuie totuși să înțelegem că contextul era total diferit.
botezul la care ei au participat aducea cu el consecințe drastice în vremea lor. Ei făceau lucrul acesta cu risc major. Ca atare, mărturisirea celor ce îl primeau era credibilă. Rețineți că am studiat împreună din Ioan, capitolul 9, când Hristos vindecă pe orbul acela din naștere. Și la un moment dat, din cauza acestui eveniment, inclusiv părinții lui se leapă de el și spun: nu știm, e treaba lui. De ce se lepădau de el? De ce se temeau ei? Se temeau să se asocieze cu Domnul Iisus Hristos, să spună că ceea ce s-a întâmplat este adevărat, că acela este fiul lor, că era ori din naștere, cum știa toată lumea, că Hristos l-a vindecat și că ce zice fiul lor este adevărat, pentru că ar fi fost izgoniți din templu, din sinagogă. Ar fi fost marginalizați total în societatea lor. Excomunicarea din templu, din sinagogă, nu era ca și astăzi. Noi le excludem fratele Radu, nu am face așa ceva, că e un frate scump și drag și pocăit, dar le excludem fratele Radu, mai sunt 10 biserici care îl primesc fără nicio problemă. Nici nu contează de ce l-am exclus. Dar am trăit experiența asta. Sunt oameni excluși de această biserică care acum sunt membri cu brio în alte biserici. Nu mai contează de ce au fost excluși, care au fost păcatele lor, cum au păcătuit împotriva Bisericii lui Hristos. Important este să fie acolo în catastiv, să avem la număr. Ce trist. Dar pe vremea aceea, asocierea cu Hristos și cu ucenicii Domnului Iisus Hristos însemna o sentință drastică asupra vieții tale. Însemna o respingere totală din partea comunității tale. Neamurile tale nu mai vroiau ca să aibă ceva cu tine. Erai ca și un om cu lepră pentru ei. Ai căzut de la adevărata credință a iudaismului și ai dus după secta asta. Este cum unul dintre noi ne-am botezat mâine la martori. Sau la... Absolut, am zis, ok, clar, omul ne-a părăsit total, a părăsit. De ce? Distinția era așa de clară. Pericolul pentru ei era așa de mare. Ca atare, atunci când 3.000 de oameni zic în acea zi ce trebuie să facem și Petru le spune: credeți în Domnul Iisus Hristos și botezați-vă, și ei nici măcar nu stau în cumpăr, nici nu zic, păi stai să vedem că ce o să zică mama, ce o să zică tata, nu o să mai fiu primit în templu. Ei zic, da, unde e cea mai apropiată apă? Imaginezi scena, în masă, 3.000 de oameni plus 70 mergând spre râu să împlinească porunca Domnului Iisus Hristos. Nu erau curioși de ce ziceau cei din jur. Nu erau curioși de consecințe. Este cum ar fi astăzi, dacă am merge înapoi cu câțiva ani și am zice, vrei să te pocăiești? Uite cum stau lucrurile. Dacă te pocăiești, vei fi dat afară de la job, de la servici, vei fi pus sub urmărire de securitate, mâine va veni securitatea și te va ancheta, mai vrei să te botezi? Da. Dar s-ar putea ca să te omoare. S-ar putea ca să ai de suferit foarte grav, să-ți ia casa, să... Nu mă interesează. Nivelul de credibilitate unei asemenea mărturii este mult mai mare decât, de exemplu, un copil de 18 ani care vine și spune: toți colegii mei să botează, vreau și eu să mă botez. Oh, excelent, super! Nu. De ce vrei să te botezi? Ce crezi? Care sunt evidențele vieții tale? De ce? Pentru că mărturia aceea nu are niciun risc. Nu are niciun risc, nicio credibilitate. Mark Devers zicea la un moment dat, povestim cu el și nu zicea, nu botezăm copii, în sensul că n-ar boteza-o pe Casey sau pe Ana, da? Și nici eu n-aș boteza-o sau pe cei de vârsta lor. Da? Dar de ce? Pe ce criteriu, dacă ei zic că sunt credincioși? Și el zicea, nu pe criteriu că s-ar putea să nu fie credincioși, că asta e treaba lui Dumnezeu. Dumnezeu poate să mântuie pe Ivi, da? Pe oricine, pe un copil, poate să-l nască din nou, să-l facă să înțeleagă Evanghelia. Ci pe criteriu că la vârsta aceasta mărturisirea lor nu este credibilă. Și el zicea în felul următor. Când copilul tău îți spune la 8 ani că vrea să fie astronaut, nu te duci și cumperi navă spațială, nu? De ce? Că până la 20 de ani sau 22 de ani când termină facultatea, o să vrea să fie un milion de lucruri. Ceea ce el mărturisește încă nu e credibil. El e sincer. Când spune, tate, eu când o să fiu mare, voi fi astronaut. Și tu zici, bine, fiule sau fiică, cum să nu? O să fie astronaut. Domnul să te binecuvinteze, da? Dar de ce nu facem, de ce nu acționăm în virtutea acestui mărturisire? Pentru că la 12 ani
nu e credibilă, nu că nu e sinceră, nu e credibilă încă. Și atunci ce facem? Încurajăm mărturisirea lor, da? Încurajăm, veghem asupra lor, continuăm să evangelizăm și la vremea potrivită, când mărturia lor este credibilă, când știm că nu o fac ca să facă pe placul părinților sau să se boteze împreună cu colegii sau din alte motive, când mărturia lor este credibilă, îi botezăm și adăugăm prin acest act public în trupul bisericii. Pentru că noi știm că nu botezul mântuie, ci credința în Domnul nostru Iisus Hristos mântuie. Dar botezul este un simbol deosebit de important și este o poartă de intrare în viața publică a bisericii care trebuie păzită cu atenție. De aceea nu botezăm copii, de aceea nu botezăm oameni care nu înțeleg Evanghelia, de aceea nu botezăm oameni care nu trăiesc Evanghelia. Pentru că vrem să protejăm mărturia bisericii prin porunca Domnului nostru Iisus Hristos. A doua rânduială, prin care arătăm în mod constant lucrarea prin care Hristos și-a răscumpărat biserica, adică moartea și învierea sa, este cina Domnului. Și, la fel ca și prin prima, prin care primim oameni în lăuntrul bisericii și spunem despre ei că ei fac parte din biserica lui Hristos, că ei au fost răscumpărați prin moartea și învierea Domnului Iisus Hristos, la fel mărturisim prin cina Domnului că cei cu care participăm la cina Domnului sunt copiii lui Dumnezeu. Sunt cei care au fost răscumpărați prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Dacă botezul este poarta, atunci cina Domnului este gardul care îngrădește biserica locală a Domnului Iisus Hristos. Nu știu dacă v-ați gândit vreodată la acest lucru, dar cina Domnului nu este validă doar prin simplu fapt că elementele pâinii și vinului sunt acolo. Simplul fapt că există pâine și vin nu fac acea cina Domnului să fie validă, să fie reală. Mai este nevoie de un element, de credincioși. Pentru că ceea ce vestim noi prin consumarea acelor elemente este că acele elemente simbolizate prin vin și prin pâine, adică sângele și trupul Domnului Iisus Hristos, au produs ceva, au realizat ceva. Ce au realizat? Biserica Domnului Iisus Hristos, trupul său răscumpărat, provine din jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Cina Domnului este veritabilă atunci când sunt elementele prezente și atunci când ele sunt consumate de adevărați credincioși, mărturisind despre ei și unii despre alții că ei au fost răscumpărați prin jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Cina Domnului nu este luat în chip vrednic, adică adevărat doar pentru că este pâinea și vinul prezent. Doar pentru că este un preot prezent, da? Din punctul acesta de vedere, nu este sacrament. Nu conferă har în mod automat. Pentru simplu fapt că este practicat. Tabloul este complet atunci când rezultatul a ceea ce reprezintă acele elemente este prezent. Adică biserica răscumpărată de Hristos este acolo. Și ea, prin acele elemente, afirmă. Da, noi, cei prezenți aici, am fost răscumpărați de sângele și de trupul Domnului nostru Iisus Hristos. Și ca și noi mai sunt mii și mii și mii de biserici. De-a lungul timpului au fost biserici peste biserici. Și în veșnicie va fi o gloată care nu poate fi numărată. Și toți au fost răscumpărați de sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Noi asta vestim la cina Domnului. De aceea este foarte important să avem atenție. Cine poate lua parte la cina Domnului? Oricine? Nu. Scriptura ne spune că doar cei care sunt în rânduială cu Dumnezeu, care și-au pus nădejdea în jertfa Domnului Iisus Hristos, care fac parte din biserica Domnului nostru Iisus Hristos. Iar acest lucru îl vedem și în cea din tâi biserică. Printre lucrurile în care ei stăruiau era și frângerea pâinii. Era și cina Domnului. De aceea reformatorii au identificat aceste trei elemente ca și fiind necesare pentru a avea o biserică adevărată. Evanghelia, pentru că Evanghelia vestită și Evanghelia crezută inițiază pe oameni în biserica Domnului Iisus Hristos. Rânduielile, botezul, prin care se intră în biserica Domnului Iisus Hristos și cina Domnului, prin care îngrădim biserica. Noi ăștia suntem. Despre alții nu putem spune. Cu siguranță că există. Da?
Știm că există alte biserici, știm că există alți oameni mântuiți. Dar noi când luăm cina Domnului, noi afirmăm despre aceștia care sunt aici. Că sunt răscumpărați de jertfa Domnului Iisus Hristos. Și disciplina bisericească. Evanghelia formează biserica atunci când cuvântul este vestit, când oamenii cred și se pocăiesc, iar rânduielile identifică biserica. Prin botez intrăm în biserică și prin cina Domnului suntem păstrați și mărturisim în mod constant că facem parte din biserica Domnului Iisus Hristos. Iar disciplina protejează mărturia bisericii. Nu trebuie să mergem departe în Faptele Apostolilor să vedem cât de în serios să lua disciplina în biserică. Rețineți evenimentul cu Anania, da? Safira și Petru. Eu îmi imaginez, este doar imaginația mea, nu. Eu imaginez că bărbații aia care stăteau cu lopețile afară, aia nu a fost un singur eveniment. Eu cred că erau niște lopeți la ușa bisericii. Dumnezeu nu se joacă cu biserica Lui. Dacă mergem cu ani în urmă din fapte, mergem în Corinteni, când ei se jucau cu cina Domnului și luau cina Domnului în chip nevrednic și Apostolul Pavel spune din pricina aceasta nu puțin dorm. Adică Dumnezeu i-a omorât pentru că luau în batjocoră biserica și jertfa Domnului Iisus Hristos. Este o responsabilitate cât se poate de serioasă de a proteja mărturia bisericii Domnului Iisus Hristos. De aceea disciplina bisericească este extrem de importantă. O biserică fără disciplină nu mai este biserică. Dacă nu se elimină din sânul ei ce nu este a lui Hristos, cum va face lumea distinție între biserică și lume? Între ce este adevărat și ce este fals. De aceea, din ce în ce mai mult, nu pot face distinție între biserică și lume. Trăiesc la fel, vorbesc la fel, acționează la fel, muncesc la fel. Doar că unii merg la biserică, duminică alții nu merg la biserică. Transmitem un mesaj fals. Tot ceea ce spunem prin predicarea noastră, tot ceea ce facem prin actul botezului, prin cina Domnului, este iradicat total dacă nu practicăm disciplina bisericească. Dacă nu luăm în serios puritatea bisericii. Atunci când avem aceste elemente, atunci când avem predicarea cuvântului, atunci când oameni își pun încrederea în Evanghelia Domnului Iisus Hristos, atunci când se întâlnesc în mod regulat, la un loc, în jurul Evangheliei, în jurul învățăturii Scripturii, atunci când se practică botezul și cina Domnului și atunci când această mărturie este protejată prin disciplina bisericească, acolo există o biserică locală a Domnului nostru Iisus Hristos. Chiar dacă nu există programe, muzică, săl de copii, nimic din astea, nu există nimic. Acolo unde există aceste elemente, există o biserică adevărată a Domnului nostru Iisus Hristos. Și asta ar trebui să căutăm când căutăm o biserică. Vă las cu câteva caracteristici ale unei biserici adevărate. Am privit elementele necesare pentru o biserică, dar vreau să privim felul în care textul nostru descrie pe acești oameni, pe această biserică și caracteristicile care ei le aveau. Vă dau doar câteva cuvinte cheie și apoi vom încheia prin rugăciune. 1. Aceștia erau oameni care stăruiau în disciplinele spirituale. Stăruiau în rugăciune, stăruiau în învățătura apostolilor, stăruiau în părtășie. Erau oameni care persistau în aceste lucruri. Cât am discuții de genul, frate, nu știu, am așa senzația că n-am destulă părtășie. N-am destul timp de rugăciune cu alți frați. Că e bun, dar de ce nu? Nu știu, frate, nu. Bun, dar persiști în asta? Păi nu. Deci te doare că nu ai părtășie, dar nu faci nimic să ai părtășie. Păi da. Ok, am încheiat discuția. Du-te și ai părtășie. Da? Mă doare că n-am rugăciune, dar nu mă rog. Mă doare că nu aia, dar mă doare că nu aud cuvântul predicat, dar nu mă duc la biserică. La un moment dat, dacă te duci la un psihiatru, te-ar diagnostica ca și fiind nebun. Și nu poți spune că te doare. Știți, e o glumă. Am cu aceea cu cineva care merge la doctor și spune: "Domnul doctor, mă doare tot timpul când fac așa." Nu mai fă așa.
E simplu, nu? Mă doare că nu am parte de lucrul acesta. Stăruiește în el. Ia parte în el. Fii disciplinat în aceste instrumente ale Harului. 2. Părtășie. Oamenii aceștia aveau o părtășie reală. Oamenii aceștia să iubeau unii pe alții. Până acolo încât dacă unul dintre ei avea o nevoie, altul mergea și își vindea din ce avea și l-ajuta. Cât de greu ne este astăzi să fim primitori de oaspeți. A, dar frate, e greu, știi, deranj, cost. Oamenii ăștia nu gândeau așa. Era o bucurie ca să sacrifice din ceea ce aveau pentru frații lor. Oamenii aceștia erau niște oameni care stăruiau în rugăciuni. Rugăciunea era un element constant în viața lor. Oamenii aceștia erau oameni care erau plini de frică. Că stați de vorbă cu oamenii care merg la biserică și îi întrebați, cum a fost la voi la biserică? Și cel mai multe ori vă spun, a fost super, a fost extraordinar, m-am simțit așa de bine. Și stai câteodată când oamenii zice, măi, cum a fost la voi? Ai fost la biserica Sfântă Treime la Zalău, cum a fost? Am plecat de acolo înspăimântat. Care îi zice că a avut o experiență reală cu Dumnezeu? Zice, pe ăla care a fost super, nu? Dar oamenii aceștia erau plini de frică, ăștia plecau tremurând de la biserică. Nu în sensul extatic, că se băteau de pământ, că nu mai știau ce să facă, ci în sensul că vedeau gloria lui Dumnezeu și le era frică. Este o reacție normală când te întâlnești cu Dumnezeu în închinare. Până la urmă, începutul înțelepciunii este frica de Dumnezeu. Oamenii aceștia erau niște oameni credincioși. Erau toți credincioși și strânși la oaltă. Oamenii aceștia erau marcați de bucurie. Marcați de bucurie. N-aveau ei necazuri? Aveau. Unii dintre ei mari necazuri. Vedem lucrul acesta pentru că era nevoie ca alții să-și vândă averile ca să le dea la alții de mâncare. Erau văduve, erau orfani. Este nevoie la un moment dat, în Cartea Fapte, vedem să se instituie diaconii ca să aveau așa de mulți cu nevoi și cu probleme că erau nevoie de diaconi care să ocupe de nevoile acestea în mod constant. Și totuși, în simplitatea lor, în sărăcia lor, în necazul lor, marginalizați de poporul evreu, de Imperiul Roman, erau oameni plini de bucurie. Noi ne este prea bine să ne mai bucurăm. Iar discutam cu un frate și zicea, nu știu ce să mănânc. Zic, nu ai ce să mănânci sau nu știi ce să mănânci? Păi nu știu, aș vrea eu ceva, dar nu știu dacă găsesc în tot Zalău. Ok, adică ți-ai permite orice în orașul ăsta să mănânci și suntem frustrați că nu știm ce să mâncăm. Și oameni care n-au ce să mănânce, sunt bucuroși. Înțelegeți? Sunt bucuroși. Sunt flămânzi, dar sunt bucuroși. Cum? Cum să explic așa ceva? Oamenii aceștia erau bucuroși. Oamenii aceștia erau simpli. Nu în sensul că erau simpliști. Aveau o simplitate, o sinceritate în inima lor. Nu erau simpliști sau proști, ci pur și simplu erau oameni care erau satisfăcuți în Dumnezeu. Nu le trebuiau mult să fie împliniți. Și oamenii aceștia erau oameni care lăudau pe Dumnezeu. Viața lor era o laudă la adresa lui Dumnezeu. Și lauda aceasta constantă la adresa lui Dumnezeu, cu siguranță că se culmina în lauda și închinarea lor corporativă. Aceasta era biserica primară. Aceasta era biserica primului veac. Aceasta este biserica, tabloul bisericii Domnului nostru Iisus Hristos. Domnul ca să lucreze și aceasta să fie biserica noastră. Și ca și această biserică să fie multe în această țară. Oameni credincioși care se strâng în mod regulat în jurul cuvântului lui Dumnezeu, care își pun încrederea în Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos, care practică cu seriozitate botezul și cina Domnului și care veghează asupra mărturiei bisericii prin disciplina bisericească și care trăiesc o viață plină de bucuria Duhului Sfânt. O viață de părtășie, de simplitate, de rugăciune și de laudă la adresa lui Dumnezeu. Amin. Amin.